A ședinței PSD le ascultăm chiar acum. Lucrul acesta amenințări și cred că mai degrabă este vorba de exprimarea unor opinii, poate și a unor nemulțumiri care se acumulează pe durata unui an. Acum lucrurile sunt ceva mai fierbinte, caniculă și anumite lucruri sunt exprimate în spațiu public, poate și din nevoia de a fi prezenți în această dezbatere. Multe lucruri fac parte dintr-un plan al posibilului, al viitorului, nu au o bază reală în ceea ce privește discuțiile dintre membrii coaliției. În continuare sunt nemulțumiți de rectificare, vor să fie un singur candidat din partea coaliției la prezidențiale și acela să fie Călin Popescu-Tăriceanu. Vedeți posibile schimbări de acțiune din partea PSD să fie mulțumiți cei din ALDE în sensul ăsta? În general, rectificările au această calitate, dacă o putem numi așa, că ne mulțumesc pe toată lumea. Pentru că toți ar vrea mai mulți bani, bineînțeles, nu ne întrebăm de unde, asta e o caracteristică a noastră. Toți ar vrea ca rectificările să fie altfel, fiecare are o idee proprie despre această rectificare, oricei care exercită efectiv, sunt membri ai puterii executive, ministerile, guvernul, au o viziune integrată și știu, cel puțin în momentul rectificării, foarte bine cum stau lucrurile. Așa încât sunt constrânși de realitate să adopte o anumită formă acestei rectificări. După ce se întâmplă rectificarea, bineînțeles, cu mai multe sau mai puține nemulțumiri, lumea se potolește și trec la treabă din nou. Este o șansă, domnule Buzoacu Popescu-Tăriceanu, la prezidențiale? Noi, sigur, dacă vorbim teoretic de ipoteze, am putea susține pe oricine, dar deocamdată am luat anumite hotărâri și trebuie să fim consecvenți cu hotărârile pe care le-am luat în structurile executive ale partidului. Care structurile decizionale. Domnule Buzoacu, ați putea decide astăzi să rupeți coaliția cu cei din ALDE? La rigoare, sigur că, repet, am putea decide orice, dar nu e vorba de o asemenea discuție și noi nu avem niciun interes să rupem coaliția. PSD este de la guvernare? În ce condiții? Eu sunt partizanul ideii că un partid trebuie să rămână la guvernare până când nu mai poate să mai rămână. Adică moțiunea de cenzură? Sigur, o moțiune de cenzură care pune în imposibilitatea exercitării puterii executive un guvern aflat în funcție. Dar și premierul și-ar putea da demisia. Este dispusă Viorica Dăncilă, dacă ALDE este de la guvernare, să... Nu cred că s-a gândit astăzi la chestiunea asta. V-a spus? Dar Victor Ponta și partidul său să intre în guvernul PSD-ALDE? Cum vi se pare această variantă? E o idee foarte bună pentru cei de la Pro-România. Nu știu însă dacă ea are șanse de succes. Cred că... E o idee bună și pentru sau doar pentru Pro-România? Ca să folosesc, să păstrez unitatea de terminologie folosită, cred că este mai mult vorba de niște jocuri politice așa de vară. Deci pentru PSD n-ar fi un avantaj să vină Pro-România în guvern? Orice sprijin nu e vorba numai decât de guvern, orice sprijin într-o coaliție care să mărească forța coaliției respective este de un real ajutor în condițiile în care ne îndreptăm spre finalul unui mandat parlamentar și știm că către finalul mandatului parlamentar se petrec anumite mutații în grupurile politice, unii mai pleacă, alții mai vin, își caută...